Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. O copilă din Constanța a fost salvată de la moarte pe stradă de niște trecători, călău i-ar fi fost chiar mama dacă nimeni nu intervenea. Cele mai importante fețe bisericești sunt implicate în scandalul sexual în care apare și numele deputatului Aurel Bălășoiu. Au început și audierile la parchet. Și românii au ajuns să muncească doar pentru mâncare și plata facturilor, iar viitorul este sumbru. O copilă din Constanța a fost salvată astăzi de la moarte. Călău era tocmai mama. Mai mulți trecători au văzut-o pe femeie cum cară copilul învelit într-un ceașaf spre o stradă aglomerată. Amenința că o aruncă în fața mașinilor. Un trecător a filmat întreaga scenă. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Imagine surprind momentul în care femeia se îndreaptă spre prima bandă a unui bulevard. Un bărbat fuge după ea, dar sună și la numărul de urgență 112 și cere ajutor. E înfășurat papul într-un prășop, nu știu, nu știu, e legat. Bărbatul care a sunat la 112 a reușit să o împiedice pe femeie să-și ducă planul până la capăt. Conform martorilor, i-ar fi vrut să-și arunce copilul în fața unei mașini, pentru că, potrivit ei, fetița ar fi fost posedată. În scurt timp, la fața locului au ajuns polițiștii și inspectorii de la Direcția pentru Protecția Copilului. Femeia avea un comportament recalcitrant, agitat și a refuzat să coopereze cu autoritățile. Aceasta a fost condusă la spital și ulterior transportată la secția de psihiatrie. Mama ar fi făcut o criză și ar fi încercat să explice că, de fapt, cea mică avea febră și de aceea a scos-o doar cu un cerșaf pe ea. Femeia în vârstă de 31 de ani a fost internată la psihiatrie, iar copilul a ajuns în grija bunicilor. Împreună cu poliția și colegii mei au reușit să intre în apartament, astfel încât minora se află în acest moment în siguranță alături de bunicul matern. Cazul este în atenția polițiștilor. Eventualele măsuri care vor fi luate depind de diagnosticul medicilor psihiatri. 8 balerine de la Opera Națională Română din Iași se revoltă și acuză un coleg de hărțuire sexuală și spun că nu mai suportă chinul prin care trec. Au întocmit și plângeri care au ajuns deja de la parchet, iar în paralel conducerea operei a deschis o anchetă internă. Balerinele vor fi chemate la audieri. Plângerile balerinelor au început să curgă încă de luna trecută. Rând pe rând, acestea au mers la conducerea instituției și au reclamat că sunt hărțuite sexual de un coleg de breazlă. Tânărul neagă acuzațiile. Toată treaba asta e orchestrată de 2-3 fete care, pe argumente, dacă le au, le descompun toate. E un atac personal. Pe că e vorba de iubire, că ce-o fi vorba, e un atac personal. Iar asta nu rămâne așa. Plângerile balerinelor au fost trimise către parchet. În paralel, conducerea operei a deschis o anchetă internă. Se reclama o intrare repetată în dușul colegilor noastre. Există un termen de 30 de zile și evident că această anchetă internă va fi coroborată, în primul rând, cu o rezoluție pe care o vom avea din partea organelor abilitate. Polițiștii au intrat și ei pe fir și fac cercetări în acest caz. Conducerea inspectoratului a decis efectuarea de verificări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale. Cele 8 balerine urmează să fie audiate. Bătrânii României stau la cozi interminabile pentru a-și depune actele ca să primească ajutoare pentru gaze, energie sau lemne. Ce se întâmplă însă cu cei care din greșeală nu au dosarele complete? Vă spun imediat în jurnal. Întreaga biserică este târâtă în scandalul sexual în care este implicat deputatul Aurel Bălășoiu. Nume mari de prelați apar în descrierile făcute de fostul călugăr Cristi Călin, cel care a făcut toate dezvăluirile de până acum. Apar și noi acuzații, iar vizați sunt capii bisericii ortodoxe. Se aduce în discuție păcatul sodomiei sau tăinuirea unor astfel de relații. Cristi Călin, călugărul amant, a pus la dispoziția procurorilor probele pe care susține că le deține în cazul mai multor prelați și al deputatului Aurel Bălășoiu. El lansează noi acuzații legate de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Eu nu mi-am imaginat atunci, un tânăr din 19 ani sau 20 de ani cât aveam, că această practică poate ajunge până acolo sus. Această spovedanie am văzut că o folosește pentru a atrage în cursă
tineri și a vedea care sunt apucăturile lui. Arhiepiscopia Tomisului neagă acuzațiile. Noi avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor pe care Cristi Călin le oferă presei cu referire la înalt preasfințitul Teodosie. Cristi Călin a fost exmatriculat în 2013 de la Seminarul Teologic Alba. Am fost exmatriculat de la Facultatea de Teologie în urma unui refuz la o mănăstire pentru întreținerea sexuale. Arhiepiscopia sau biserica, mai exact, în loc să iei măsuri să verifice, au făcut în așa fel încât să mă scoată pe mine din sistemul acesta bisericesc. Eu, văzând acestea, am zis că voi lupta ca să asemenea indivizi să nu mai profite de alți copii și să pentru fanteziile și poftele lor carnale să folosească inclusiv copiii din școlile teologice. După exmatriculare, călugărul denunțător susține că a supraviețuit din vânzarea obiectelor bisericești. Așa l-a cunoscut pe deputatul Bălășoiu, vizat acum de două dosare penale. Ca și comportament, există un comportament deviat din punct de vedere a sexualității domnii sale, cum își manifestă el sexualitatea aceasta. În aceste discuții ale mele cu acest deputat și pe acel grup de WhatsApp, apare arhiepiscopul Varsanufie, al Râmnicului, apare în alt preasfințitul Calenic, al Argeșului și Mușcelului, apare în alt preasfințitul Teodosie, al Tomisului, apare preasfințitul Visarion, al Tulcei. Nu mă caracterizează și nu sunt. Nu sunteți dumneavoastră în acele... Da, nu mă caracterizează și nu. La audierile de la parchet mai sunt așteptate zilele acestea și alte persoane care ar fi implicate în scandal, printre care și numeroase fețe bisericești. Înalt preasfinția sa Teodosie neagă cu vehemență orice implicare în acest scandal sexual. Conform fostului călugăr Cristi Călin, cel care a făcut toate dezvăluirile de până acum, arhiepiscopul Tomisului i-ar fi făcut cunoștință deputatului Aurel Bălășoiu cu presupusul minor cu care ar apărea în fotografiile devenite publice. Acum prelatul vrea cu orice preț să-și facă dreptate, iar avocatul său e decis să ducă apărarea în instanță. Acuzațiile pe care i le aduc fostul călugăr sunt de propagare de informații cu caracter mincinos și chiar calomnie. Ba mai mult, apărarea consideră că acuzațiile ce îi se aduc arhiepiscopului sunt voit denigratoare și au direcția țintită de a-l discredita. Fostul șef al Brigăzii Rutiere București și un comisar șef de poliție, fost șef al Biroului de Accidente Rutiere cu Victime, au fost reținuți de procurorii DNA pentru luare de mită. Sunt acuzați că au luat 3.000 de euro de la un șofer prins băut la volan ca să-l scape de dosar penal și să-l ajute să-și recupereze permisul de conducere. Ion Șoricică, fostul șef al Brigăzii Rutiere București, este unul dintre suspecții în acest dosar penal. El este cel care a făcut legătura între șoferul prins băut la volan și comisarul șef de poliție Ion Joie Stoica. Primul inculpat, comisarul șef de poliție, beneficiind de sprijinul celuilalt, ar fi pretins și primit suma de 3.000 de euro de la o persoană care fusese depistată la volan, având o alcoolemie peste limita legală. În schimb, inculpatul ofițer de poliție i-a promis persoanei că va interveni astfel încât să scape de dosarul penal, acesta să fie clasat. Cei doi bărbați au fost duși la sediul DNA pentru audieri. În trecut, comisarul șef a avut o funcție importantă. Ion Stoica a fost șeful biroului accidente rutiere, soldate cu victime din Brigada Rutieră București. Deocamdată, ancheta este în desfășurare. Procurorul de caz consideră că cercetarea celor două persoane în stare de arestare preventivă este utilă pentru bunul mers al anchetei penale. Comisarul șef de poliție Ion Stoica i-ar fi pus la dispoziție șoferului o rețetă clară prin care să păcălească rezultatul analizelor. Mai exact, i-a spus ce se declare cuvânt cu cuvânt, în așa fel încât în momentul în care se recalcula alcoolemia să reiasă un rezultat sub limita legală. Fapt a fost comis pe data de 8 ianuarie 2022 și practic a luat sfârșit acum când procurorii DNA au intrat pe fir. Cei doi bărbați sunt momentan reținuți pentru 24 de ore. Ion Șoricică, fostul șef al Brigăzii Rutiere București în anii 90, este acum avocat, dar are un trecut tumultos. La vremea respectivă se pare că au apărut imagini cu el în timp ce dirigea minerii veniți în capitală. Polițiștii din Arad, care s-au ocupat de cazul elevei de 17 ani bătută și umilită de colega ei, au fost sancționați. Agenții sunt acuzați că au început ancheta și audierea părților abia după o săptămână de la sesizare.
Cu privire la speța în cauză, comanda Inspectoratului de Poliție Județean Arad a dispus cercetarea disciplinară a polițistului desemnat cu verificările și cercetările în acest caz, precum și a șefului acestuia. Ca primă măsură a fost dispusă încetarea împuternicirii șefului Biroului de Ordine Publică Arad. După apariția cazului în presă, agresoarea de 17 ani și tatăl ei Vitrec, cel care a filmat întreaga scenă, au fost reținuți pentru 24 de ore. Totul după ce au ademenit-o pe victimă în casa lor și au umilit-o. Tânăra a fost bătută cu bestialitate, filmată, iar mai apoi imaginile au fost postate pe internet. Atât agresoarea, cât și tatăl ei în prezent sunt cercetați sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii și procurorii continuă cercetările în acest caz. Migurile armatei române au ajuns de nefolosit din cauza unei banale alimentări. Cherosenul cu care au fost alimentate era de cea mai proastă calitate și a pus avioanele pe butuci. Un afacerist român, apropiat al politicianului fugar Sebastian Ghiță, a vândut statului combustibilul neconform, iar acum paguba calculată de procurorii de ICOD ajunge la peste 30 de milioane de lei. În urmă cu 4 ani, o firmă condusă de un afacerist român a încheiat cu Ministerul Apărării un acord cadru prin care trebuia să furnizeze combustibil turboreactor de aviație pentru 8 unități militare. Cherosenul urma să fie de două tipuri, iar vapoarele petroliere urmau să ajungă în Constanța. Ca să câștige încrederea armatei, primul transport a fost de calitate și a sosit în port la bordul unui petrolier. Cherosen exact așa cum dorea armata. Ce nu știau reprezentanții mei APN era că în același port, cu câteva luni înainte, sosise un petrolier grecesc cu un cherosen mult mai slab, de slabă calitate. După ce primul transport a fost livrat, românul care conducea afacerea ar fi continuat să trimită cherosen în rezervoarele armatei, dar cu mult mai slab calitativ, iar lucrurile au funcționat așa un timp îndelungat. În următoarele luni, în portul Constanța au sosit alte nave cu cherosen procesat în Grecia și Turcia, de slabă calitate, neconform cu cerințele MAPN. Rând pe rând, avioanele MiG au început să aibă probleme la motor, iar forțele aeriene le-au tras pe dreapta. Cele mai multe s-au stricat în baza aeriană de la Câmpia Turzii. Trei aparate de zbor MiG-21 Lancer pe care se antrenează piloți români de la baza aeriană din Câmpia Turzii au rămas multă vreme la sol și mai apoi au fost trimise la specialiștii de la Aerostar Bacău pentru reparații. În total, 5 avioane MiG au suferit defecțiuni. Au identificat probleme legate de alimentarea cu cherosen și, mai mult decât atât, spun procurorii, au fost găsite și bucăți de șpan metalic în filtrul central, datorat tot cherosenului de proastă calitate. Magistrații au precizat că aeronavele militare de luptă care au suferit serioase degradări datorită alimentării pe parcursul perioadei infracționale cu un combustibil turboreactor de aviație necorespunzător reprezintă bunuri de interes strategic, a căror avariere a constituit o amenințare la adresa securității naționale. Prejudiciul final adus armatei române a fost stabilit de procuror la peste 30 de milioane de lei. Dan Florin Berendel, afaceristul acuzat de DIICOD, care ar fi vândut cherosen de proastă calitate Ministerului Apărării, a fost inculpat și în dosarul Tracia Sesoft, alături de fostul deputat Sebastian Ghiță. Apar noi dovezi ale abuzurilor comise de soldații ruși în Ucraina. Teroare și imagini cutremurătoare. Asta au semănat soldații de la Moscova. Într-o localitate liberată de ucraineni s-a găsit o adevărată cameră a morții, iar anchetatorii spun că mai mulți prizonieri ar fi fost îngropați de vii. Tot acest timp, trupele Kievului înregistrează victorie după victorie, iar Moscova susține că nu va fi nevoie de arme nucleare pentru a câștiga războiul. Polonia, în schimb, vrea să găzduiască pe teritoriul său arme nucleare, iar ideea a fost deja discutată cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii. Ca armia zdișnă na pivni nașii Ucraine, dovolio швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендума звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Stegul Ucrainei a fost arborat în toate zonele eliberate, inclusiv în regiunea Harkov. Într-un sat de aici, militarii ucraineni au descoperit o cameră de tortură aflată în pifnița unei case. Cele câteva imagini făcute publice de un reprezentant al Ministerului de Interne de la Kiev sunt cutremurătoare. Tot aici, mai mulți civili ar fi fost îngropați de vii de anchetatorii ruși. Numărul victimelor nu a fost încă stabilit cu precizie. De la Moscova, vicepreședintele Dumei de Stat susține că Federația Rusă nu va folosi arme nucleare și că va cuceri Kievul la finalul acestui război. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 6 drone kamikaze asupra unui oraș aflat la 100 de kilometri de capitala ucraineană. În urma bombardamentelor, mai multe clădiri au luat foc, iar civilii au fost avertizați să se adăpostească.
Noaptea trecută, rușii au bombardat din nou și regiunea Dnipro. Până acum nu au fost raportate victime. În Lugansk, invadatorii apelează la recrutarea forțată a tinerilor din teritoriile ocupate. Мобилизация такая штука, где особо-то не спрашивают. Конечно, хотелось бы, чтобы ничего этого не было. Полный вперед. За родину, матушку Россию. În timp ce conflictul se intensifică, Vladimir Putin ar fi luat deja calea Siberiei, s-ar ascunde într-un bunker. Este însă doar una din numeroasele speculații din presa occidentală, care citează însă surse rusești. De la începutul invaziei în Ucraina, liderul de la Kremlin și-a rărit aparițiile publice. Putin ar avea mai multe buncăre special construite pentru a rezista unui atac nuclear. Unul dintre ele s-ar afla în munții Altai, la granița cu Mongolia. Aici, speculează presa, ar fi deja locatari permanenți familia și apropiații țarului de la Kremlin. Nivelul de trai al românilor este într-o continuă scădere. Asta spun cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Oamenii au ajuns să muncească doar pentru mâncare și plata facturilor, iar viitorul nu sună bine deloc. Povara ratelor la bănci va deveni și mai grea în condițiile în care BNR a decis să majoreze din nou dobânda cheie din economie. Alocăm 60% din banii câștigați într-o lună pentru facturi, mâncare, băutură și țigări. O arată datele INSE, potrivit cărora aproximativ 5.300 de lei dintr-un venit mediu de 6.200 de lei merg exclusiv spre acest tip de cheltuieli. Salariile au rămas cam la fel, iar la scumpirile care sunt acum ne descurcăm mult mai greu. Care sunt prioritățile? Pe ce cheltuiți? Mâncarea și utilitățile. Pe de toate, mai ales pe mâncare. Și utilități, dar în măsura posibilităților, se face foarte multă economie. Cât din salariu cheltuiți pe mâncare, respectiv utilități? Cam 50%. În principal pe mâncare, pe costul de chirie și puține distracție. Cât la sută cheltuiești pe mâncare, respectiv chirie? Păi mă gândesc că 50% cu totul. Și mai greu este pentru cei în vârstă. Deci ne ajung 2200 de pensie după 48 de ani de muncă. Întâi plătesc utilitățile și mai rămâne acolo de mâncare, să zicem așa. Analiștii vin însă cu previziuni sumbre. Anul viitor va arăta și mai rău din punct de vedere economic. Datele statistice vin să confirme dimensiunea sărăciei din România. Perspectivele lui 2023 nu sunt deloc bune. Creșterea pensiilor în medie cu 250 de lei și a salariului minim de la 1 ianuarie cu 200 de lei nu vor fi de ajuns în condițiile în care prețurile vor continua să crească. Din păcate, în această iarnă și în anul viitor, pentru mare parte din populație, supraviețuirea economică va fi cuvântul de ordine. Potrivit INSE, cheltuielile au crescut față de anul trecut. Pe mâncare dăm, în medie, lunar peste 1100 de lei, iar pe facturi 500 de lei. Cei mai puțini bani merg către educație și ieșirile în oraș, activități la care renunță tot mai mulți români. Veștile sunt însă și mai proaste pentru cei care au rate la bănci. BNR a majorat dobânda de politică monetară la 6,25%, de la 5,5%. Vorbim despre dobânda la care băncile se împrumută de la Banca Centrală atunci când rămân fără lichidități. Pe noi direct nu ne afectează, că noi nu ne împrumutăm de la Banca Centrală. Băncile însă se împrumută de la Banca Centrală și atunci pentru ele faptul că se scumpește această lichiditate va fi un semnal într-o primă fază pentru dobânda cu care se împrumută ele între ele. Dobânda interbancară este baza de calcul pentru dobânda variabilă. Fie că vorbim de robor, fie că vorbim de IRCC, ambele vor crește. Vor crește ratele românilor în perioada următoare cu siguranță. Practic, prin această majorare, Banca Centrală trage un semnal de alarmă și îndeamnă pe români să nu mai facă împrumuturi și să cheltuie doar atât cât își permit. Ajutoarele sociale sunt pentru unii mană cerească. La Galați, zeci de bătrâni bolnavi și suferinți au stat ore întregi la coadă pentru a depune actele ca să primească ajutoare la energie, lemne sau gaze. Cum era de așteptat, unii au stat degeaba. Le lipseau acte la dosar. Așa că zilele următoare vor lua tot procesul de la capăt. Chiar și cu aceste ajutoare, oamenilor le e frică să se gândească la ce va însemna iarna pentru ei din punct de vedere financiar. Veniți în rând acolo.
3, 4, e bine rândul așa să ne certăm, da? E bine, da. Bolnav și singur, bătrânii din Galați au satore întregi la coadă pentru depunerea actelor de ajutor social, energie sau încălzire. Unii s-au enervat în timp ce altora li s-a făcut rău. Am stat la soare și n-am voie. Eu își trei după mine dacă fac crize. Toți oamenii aici sunt bolnavi, Doamne, își bat joc de noi. La cei 80 de ani, Angela Zaharia are o pensie de 1000 de lei. Deși merge în cârje, ea a venit singură la ghișeu să aducă actele. N-aveți mai nimeni, Doamnă? Păi și să dacă la bancă. Sunteți singură. Sigur. Ce pensie aveți? 10 milioane. Cum vă descurcați? Nu mă înainte eu, că mă înainte la pensie, la medicamente. Pensionarii sunt disperați pentru că nu mai știu din ce să economisească. 1.700.000 după 40 de ani de muncă. Și stați pentru gaze sau lemne? Pentru gaze, la bloc. Poate singură, fără nimeni, fără niciun ajutor. Pentru ajutorul care se acordă la gaze. Ce pensie aveți, doamnă? 14.78, 32 de ani vechime. Au fost vârstnici care au stat degeaba la rând, fiindcă nu au adus toate actele necesare. Asta e la România. Ce faceți? Vă mai întoarce chiar? Mă întorc mâine. Mâine, dar n-am acum. Pentru ce aveți nevoie, doamnă? Pentru bani. Pentru gaze, pentru lemne? Pentru lemne. Funcționarii nu au soluții ca să evite aglomerația. Pe ajutoare de încălzire până la momentul ăsta s-au depus 1046 de cereri pentru sezonul 2022-2023. În anul trecut am avut pentru ajutoare de încălzire și supliment de încălzire după legea 226/2021 s-au depus 4989 de cereri soluționate. Ajutoarele sociale pentru încălzirea locuinței se dau familiilor cu venit lunar pe membru de familie de până la 1386 de lei. În cazul persoanelor singure, venitul nu trebuie să depășească 2053 de lei. Prețul pentru lemnele de foc nu poate costa mai mult de 400 de lei. Este decizia luată astăzi de Guvernul României, iar măsura este ca o gură de oxigen pentru români. Peste 3 milioane de gospodării din întreaga țară fac focul în sobe. Temperaturile scăzute de afară sunt o veste cum nu se poate mai proastă pentru români. Nu ne-am așteptat ca anul acesta să vină frigul așa de repede și să fim nevoiți să facem focul la jumătatea lunii septembrie. Avem copii mici și nu avem ce face. Am făcut focul până mai, iar acum am început iar să facem focul. Soba trebuie să fie caldă pentru că altfel nu poți sta în casă. Avem norocul să avem o băncuță încălzită unde putem să ne reprindem când ne întoarcem de afară? De frica factorilor, unii oameni au renunțat la centralele pe gaz și au revenit la tradiționalele sobe pe lemne. Cam cât v-au costat lemnele? Un 2500, dar acum triplu, cred. Cred că s-ar de 10.000. Tot din cauza costurilor ridicate, această femeie spune că va încălzi și locui într-o singură încăpere din casă. Fac focul mai din timp, că acum cade iarna, că nu pot să stau fără foc mai... În acest context, guvernul a decis plafonarea prețului lemnelor de foc. Prețul la lemnul de foc să fie plafonat la 400 de lei pe metru cub, la 1500 de lei pe tonă la brichetele de lemn și la 2000 de lei la peleți. Prețurile includ TVA. La fel ca la energia electrică și la fel ca la gazele naturale, este nevoie de o măsură de protecție pentru cetățeni. Aproximativ 3 milioane de gospodării din întreaga țară folosesc lemn pentru încălzire. 170 de copii din familii defavorizate sau cu nevoi educaționale speciale au sărbătorit astăzi prin sport Ziua Educației, iar voia bună a fost la ea acasă. Copiii au dansat, au jucat fotbal și au tras cu arcul. Evenimentul a fost organizat de FDP, Protagoniști în Educație, o asociație care își propune să schimbe vieți. Parcul Alexandru Ioan Cuza din capitală a devenit scena unei mari petreceri. Sărbătorite au fost educația și mișcarea, iar ingredientele principale, distracția și zâmbetele din belșug. Ce activitate ți-a plăcut cel mai mult? Foarte mult mi-a plăcut activitatea cu arcul. Am dansat cu doamna de dans și mi-a plăcut foarte mult. Hey!
Astăzi vrem să transmitem bucurie, soare, un început frumos în viața copiilor, să învățăm că viața nu e făcută doar din greutăți, e făcută din bucurie, din trăirile împreună, exprimate prin bucurie, prin sport, prin dans, prin desen. Rând pe rând copiii au putut dansa, trage cu arcul sau juca fotbal. Sportul rege este favoritul copiilor din programele FDP, protagoniști în educație. Cum e să fii fată și să joci fotbal? Mi se pare foarte frumos. Ce te-a învățat fotbalul? Că trebuie să respectăm cu echipierii și dacă un coleg este lovit, să-l ajutăm. Îți mai imaginezi viața fără sport? Nu. Misiunea FDP este de a promova educația către copiii din grupurile dezavantajate. Suntem alături de comunități dezavantajate și facem asta de peste 26 de ani, atât în București cât și în Dâmbovița. Anual reușim să ajungem la peste 600-700 de copii. De când ești tu la FDP? De aproximativ 3 ani. Și cum s-a schimbat viața ta de atunci? Foarte mult s-a schimbat. Mi s-a părut că este o aventură pentru mine. Puteți sprijini copiii din medii defavorizate și susține educația acestora printr-un SMS către 8844 cu textul ajut. Astfel, donați în fiecare lună 2 euro și puteți schimba destine. La evenimentul de ziua educației au participat și copii din Ucraina. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, Sebastian Zacman. Bună seara, Sebastian! Bună, bine seara. Ai revenit! E ziua ta, ziua de miercuri. Pornim așa, că tot am vorbit despre educație. Azi a fost ziua educației. Copiii care învață la stat au sărbătorit-o stând acasă. Vai de părinții lor! Și aici mă număr și eu printre ei. A fost, practic, ziua porților deschise la serviciul părinților, nu? Da, și mai aveam nevoie cumva de o sărbătoare cu cruce roșie. Ca să fie tacumul... Da, un fel de ziua muncii sărbătorită și în educație. Pur și simplu nu înțeleg aceste zile. Dacă e ziua educației sau ziua profesorului, trebuie să stai acasă. Nu, cu cât un copil stă mai mult la școală, eu militez, de exemplu, și pentru reducerea vacanțelor. Sigur, poate că sunt nepopular, însă dacă ne uităm la studiile făcute de experți internaționali, vedem că un copil cu cât petrece mai mult timp la școală, cu atât capătă, poate nu atâta educație pe cât ne dorim, însă o cultură mai bogată. Și asta doar din interacțiunea cu ceilalți copii sau cu profesorii. Crezi că astăzi nu se puteau face altfel de activități cu copii? Nu mă refer strict că avem ore. Și o școală, o săptămână de școală altfel sau, nu știu, o săptămână pe semestru. Cred eu că în aceste zile, dacă vrem într-adevăr să deschidem porțile ferecate cu lacăte ale școlilor și ale terenurilor de sport, cred că era un bun moment acum să fie, sigur, o activitate mai relaxată, însă să se desfășoare acolo la școală, să nu atârne copiii de paltonul părinților, fie pe la ei pe la serviciu, fie să mai dea părinții telefoane disperate pe la câte o bunică sau la câte o bonă, pentru că nu are familia respectivă cu cine să-l lase. Să nu uităm că venim noi ca societate după o perioadă grea, post-pandemică, în care copiii n-au mai făcut școală, acel simulacru practic de educație, ce a însemnat școala pe tabletă, școala la distanță, nu putem să o luăm în seamă, vor fi mari carențe în educația copiilor. Asta a dus și la teze mai ușoare și la examene mai ușoare, deci la scăderea standardelor de examinare. Și o să vedem toate aceste rezultate și toate aceste concesii făcute, de fapt, tinerilor generații peste câțiva ani. Din păcate. Avem și un nou ministru al educației, este vorba despre doamna Ligia Deca. Ea va fi cea care va duce mai departe proiectul România Educată la care a și lucrat. Vom avea parte în sfârșit de o România Educată? După 8 ani în care președintele țării, care a fost ales tocmai pe baza acestui proiect România Educată, vine și spune, da, e cazul să nu mai avem toleranță pentru plagiatori, înseamnă că ori am trăit noi într-o realitate paralelă până acum, ori președintele țării de acolo, de la Cotroceni, este total decuplat de această societate pe care ar trebui să o conducă într-o direcție. E drept, nu o conduce nici într-o direcție, nici în cealaltă, însă doamna Deca este omul său de încredere. Într-adevăr, este autoarea din umbră a acestui proiect, ca să nu spun plagiat, deci este coautoarea acestui proiect România Educată, omul care a negociat cu partidele politice înainte să avem
avem acest guvern de mare coaliție națională PSD-PNL. Deci este ultima șansă a președintelui Klaus Iohannis pentru a implementa acest concept. România educată, dacă el spune ceva. Pentru mine e un concept gol, dar mă rog, poate unii ultima oameni cred în el. Ultima șansă a președintelui Klaus Iohannis, dar e și ultima șansă sau e o șansă a sistemului de învățământ? Da, e o întrebare bună sau e o precizare bună. Stăm totuși de 8 ani de la alegerea președintelui Klaus Iohannis, 8 ani în care s-au succedat generații după generații care, conform acestui program, n-au beneficiat de România educată. Sigur, acum sunt bani din PNRR, sunt bani de la bugetul național, însă nu banii schimbă neapărat sistemul de educație, pentru că l-auzeam și pe fostul ministru Câmpeanu, care se lăuda cu anumite cifre. Sigur, e de apreciat că acești miniștri încearcă totuși să îmbunătățească starea materială a sistemului de educație. Însă, cum spunea Spiru Haret, că îmi vine în minte un citat din Spiru Haret, deși sunt împotriva citatelor, nu zidurile fac școala, ci spiritul dinăuntru zidurilor. Deci, în primul rând, profesorii trebuie să se ocupe de educația copiilor și părinții trebuie să contribuie din plin la această educație. Nu neapărat tabletele inteligente sau banii din PNRR care vin să pună un covor de iarbă sintetică pe terenul de sport. De altfel, teren de sport care e ținut închis de vreo 20 de ani, cred că s-au pus lacătele pe terenurile de sport și copiii nu pot să intre acolo să se joace. Mi se pare o anomalie. Și când a trecut această lege de parlament, pentru că s-au trezit unii parlamentari, totuși au revenit cu picioarele pe pământ, ea a fost blocată la Curtea Constituțională. Asta ca să arătăm așa haosul, tabloul complet în care trăiesc copiii noștri și ar trebui să fie educați pentru o societate mai bună. Numai mai bună nu va fi această societate. Foarte pe scurt aș vrea să comentezi următoarea informație. Școlile încep să reducă orele de la 45 de minute la 40 din cauza facturilor prea mari. Păi, nu guvernul a spus că spitalele și școlile beneficiază de plafonare la facturile foarte mari? Dacă se va întâmpla asta și vom ajunge să fie reduse trecem orele, în online. Nu doar că trecem în online. Arată un stat eșuat, pur și simplu. Un stat care nu e în stare să pună la punct un sistem de educație pentru copiii săi, nu se mai poate numi stat. Școala în online nu e școală. A fost o excepție într-o perioadă complicată, cum a fost pandemia. Atunci aveam de ales între a trimite copilul la școală, a se întoarce cu virusul acasă, a-și omorâ părinți sau bunici, sau a sta acasă, a face școală, educație pe cât posibil, astfel încât pe parcursul timpului, când am fi revenit la normalitate, acest copil să fi recuperat din urmă materia pierdută. Ceea ce nu s-a întâmplat, dar asta e o altă discuție. Însă, acum, în acest context, fără pandemie, fără mari griji materiale a sistemului de educație, tot vorbim la nesfârșit de banii care vin de la Bruxelles și trebuie investiți în școli, nu văd cum statul român, guvernul României, n-ar putea să subvenționeze aceste facturi la energie, oricât de mari ar fi ele. Pentru că când vorbim de educație și de sănătate, nu trebuie să fii de stânga sau de dreapta. E o inepție să spui că partidele de stânga investesc în sistemul public sau în spitalele de stat, nu cele private. Nu. Sănătatea și educația sunt pilonii societății. Nu sunt nici de stânga, nici de dreapta. Să sperăm că e doar un scenariu. Da, așa, e doar un avertisment. Doar informație... Sau că e doar o scăpare. Deși aceste scăpări, când vine vorba de școli, nu, n-ar trebui să fie acolo. Cineva ar fi trebuit să-și dea seama până acum să intuiască pe Nicolul. Vorbim un pic de bani, facturi și cheltuieli. Nivelul de trai al românilor este într-o continuă scădere. Românii au ajuns să muncească doar pentru mâncare și facturi. Cât vom rezista așa? Da, e groaznic ce se întâmplă în societate. E o frustrare care se adună de la zi la zi și colac peste pupăză se mai anunță și această iarnă extrem de complicată. Și aici mă gândeam la un om care la Revoluție avea 30 și ceva de ani, care a stat la cozi, care n-avea bunici la țară, unde mai putea să crească o găină sau un porc să mai aibă carne de sărbători. Nu, stătea la celebrele cozi din capitală, da, pe la Piața Obor. Mi-aduc aminte de o discuție cu Victor Rebenciuc, de exemplu, cum stătea marele actor Victor Rebenciuc, stătea la coadă
la Piața Obor ca să cumpere un litru de lapte. În fine, deci un om care avea 30 ceva de ani la Revoluție, care trăise frigul, foamea anilor, acei ani teribili, 80, iată, în prag de pensie, la 60 ceva de ani, la aproape 70 de ani, se întoarce de unde a plecat, din tinerețea sa zbuciumată, a distrus, poate că a fost în stradă la Revoluție sau poate că n-a fost, însă generația sa a schimbat sistemul din temelie în România. Am trecut de la autoritarism, de la comunism, am trecut la democrație, la capitalism, unde oamenilor li s-a promis bunăstare, da? În primul rând, libertate și bunăstare. Unde e bunăstarea de astăzi? Când guvernul, după 32 de ani de libertate, vine și îi spune consumă mai puțin, fă un duș mai scurt, mai fă economie, mai pune o plapumă ca să-ți fie bine. Nu, este inadmisibil ce se întâmplă cu acești oameni care oricum o duceau greu. Adică numai de bunăstare nu putem vorbi în cazul a milioane de oameni care sunt pensionari. Și în toate aceste condiții apare BNR, care a decis să majoreze din nou dobânda cheie, iar ratele vor crește din nou la bănci. Ce vor face oamenii cu rate la bănci? Nu le vor mai plăti? Nu, n-au nicio șansă. Dacă nu le mai plătesc, înseamnă că au plătit un credit, au acoperit un credit degeaba, atât cât l-au acoperit. Își pierd și casa? Își pierd și casa. Sau la ce au avut credit. Exact. Își pierd casa, economii nu au, pentru că au trebuit să plătească acele credite la bănci, acele datorii la bănci. Social o duc de pe o zi pe alta. Salariile, evident că n-au mai crescut, doar dacă nu ești vreun lipitor de afișe pe la partide, să prinzi și tu o funcție bine remunerată la stat în care nu trebuie să muncești. Însă eu vorbesc aici de oamenii corecți, care pur și simplu s-au bazat pe propriile forțe. Cine ajută pe acești oameni corecți? Nu există un ajutor din partea statului, pentru că vedem, sigur, pe hârtie sau la televizor, guvernanții vin și spun dăm vouchere sociale, plafonăm prețurile, însă când ne uităm la realitatea din teren, vedem că oamenii pur și simplu sunt disperați, abia le mai ajung banii de la o factură la alta, ca să nu mai spun și de cei cu credite, unii dintre ei poate și-au pierdut joburile și nu au varianta de a-și întrerupe creditul măcar pentru o perioadă de timp sau de a amâna ratele. Și asta cu amânarea ratelor e tot o capcană. Amâni ratele jumătate de an ca apoi să plătești alte mai dobânzi mult la dobânzi. Deci ia pielea pur și simplu de pe tine sistemul. Deci trecem pentru o perioadă foarte complicată și dacă guvernul nu va reuși să intervină în mod deștept și util, riscăm o revoltă socială, pur și simplu, în primăvară sau chiar în iarnă, când caloriferele vor fi înghețate, oamenii își vor câștiga puțin și zilele vor trece greu de la o factură la alta. Sâmbătă, ora 12, Insider Politic, cine vine, ce discutăm? Până acum am vorbit de război social, însă sâmbătă de la amiază vorbesc cu ministrul apărării Vasile Dâncu despre războiul din Ucraina și nu doar de Ucraina, vorbesc despre temerea, despre pericolul iminent al unui război nuclear, cât de pregătită este România, cum vor reacționa statele din jurul nostru și dacă Rusia are cos de topor în România. Ce înseamnă spionajul rusesc în zilele noastre. Se anunță așadar o discuție interesantă cu un invitat pe măsură. Mulțumesc, Sebastian Zac, mai suntem cu ochii pe tine. Sâmbătă la ora 12, Insider Politic. Mergem acum mai departe. Ajuns la Constanța, cel mai mare transport de ajutoare umanitare din Franța. Vorbim despre medicamente, ambulanțe, materiale de construcții sau alimente. Toate vor pleca spre Suceava, după care vor ajunge în orașele ucrainene. Sunt peste 1000 de tone de ajutoare pe nava Acnoul, printre ele 15 mașini de pompieri, 20 de tone de echipament de salvare, 25 de tone de medicamente și un vehicul medical mobil. Today, this first maritime convoy, which has 1000 tons of freight on board, takes a new dimension. It includes an important component of humanitarian aid and emergency rehabilitation. Nava a dus și 60.000 de porții de mâncare și 13 tone de lapte. Pe vas sunt și materiale de construcție. Nous amenons et nous récupérons 16 camions d'incendie et de secours ainsi que 8 bateaux. Nos camions sont adaptés aux normes européennes et peuvent donc être utilisés dans l'ensemble des pays européens. Asta înseamnă că le-au schimbat manicile, cuplele, au mărit diametrele, au pus alte furtune, astfel încât să se potrivească la toate standardele ucrainene. Ajutoarele trebuie să ajungă la hub-ul de la Suceava. Avem dispozitive de pompieri de la ISU care o să însoțească convoiul umanitar, o să folosim echipament, mașini ale ISU ca să ajungă o parte din mașini, o să ajungă pe roți, altele o să fie puse pe platformă. Toată lumea civilizată ne-a demonstrat că este alături de noi.
ne ajută, ne susține și evenimentul de astăzi încă o dată demonstrează că aceste legături de frăție cu Europa, cu lumea civilizată, sunt foarte importante și sunt foarte tari. Donațiile vor fi trimise Serviciului Ucrainean de Urgență și Ministerului Ucrainean al Sănătății. Jurnalista din Rusia care s-a opus războiului lui Putin la mijlocul lunii martie a transmis un prim mesaj după ce a evadat din arestul la domiciliu. Ea riscă să fie închisă pentru 10 ani dacă va fi găsită vinovată de răspândire de știri false. Уважаемые сотрудники ФСИН, наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня, нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России. Jurnalista a fost dată în urmărire internațională. Aceasta a fugit împreună cu fiica ei, iar cel care a făcut anunțul dispariției femeii a fost chiar soțul acesteia. Opozanta lui Putin a devenit faimoasă după ce la mijlocul lunii martie a protestat în direct la postul de televiziune la care lucra la adresa războiului din Ucraina. Alec Baldwin și familia directoarei de imagine pe care actorul a împușcat-o mortal pe platourile de filmare ale filmului Rust au ajuns la o înțelegere. Anunțul a fost făcut astăzi, inclusiv de Alec Baldwin, pe pagina sa de socializare. Deocamdată s-a soluționat partea civilă a cazului, iar suma stabilită în acord nu a fost făcută publică. Actorul a menționat că pe tot parcursul procesului toată lumea și-a menținut dorința de a face ceea ce este mai bine pentru fiul regretatei regizoare. Filmările la pelicula Rust vor fi reluate în luna ianuarie anului viitor și vor fi implicați aceiași actori, iar soțul directoarei de imagine va deveni producătorul executiv al peliculei. Întreaga tragedie, vă reamintesc, a avut loc în luna octombrie anului 2021. A fost petrecere de zile mari la o grădină zoologică din Shanghai. Trei urși panda și-au sărbătorit ziua de naștere cu mare fas. Meniul pregătit de angajații parcului a fost unul pe măsură, înghețată și tort de fructe preferatele urșilor. Decorul a fost și el aranjat cu grijă, avioane de hârtie, trenuri și mașinuțe, toate au stat la dispoziția urșilor panda. Doi dintre ursuleți s-au născut în 2017, iar cel mai mic acum 3 ani. Ursuleții petrecăreți au atras privirile tuturor vizitatorilor care s-au înghesuit să-i pozeze. Și mergem acum direct la Roxana Gheorghian. E pregătită cum stăm cu vremea, Roxana. Bună seara! Bună seara, Ioana! Bun găsit tuturor! Se anunță vreme frumoasă, se încălzește în aproape toată țara, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Maximele mâine se vor încadra între 16 și 24 de grade, dar revin cu toate detaliile imediat după generic. Dar haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent. Așadar, în nord-estul Europei și în extremitatea de nord-vest, cerul va avea înorări temporare și local va ploua. În restul continentului, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări în partea nord-vestică, nordică și central-nordică a Europei, precum și în extremitatea sud-estică și de sud-vest. Temperaturile vor scădea ușor în regiunile vestice și vor crește în cele estice, central-estice și de sud-est. La noi în țară, în această noapte, cerul este variabil, iar vântul suflă slab și moderat. La nivelul întregii țări, temperaturile minime se vor situa între 1 grad și 11 grade, însă vom avea și valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde minima va atinge cam minus 1 grad, dar vor fi și valori mai ridicate pe litoral și în delta. Acolo termometrele vor indica o minimă de 12-13 grade. În depresiunile intramontane și în dealurile subcarpatice din sud se va produce brumă, iar în Transilvania va fi ceață. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme frumoasă. Se va încălzi astfel că în cea mai mare parte a țării temperaturile se vor situa
în jurul celor normale pentru această dată. Maximele se vor încadra între 16 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea ușoare intensificări în zona montană înaltă. În capitală ne vom bucura de vreme frumoasă în următoarele zile. Mâine cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Vineri, temperatura mai crește puțin, astfel că la amiază maxima va atinge 24 de grade. Spre seară, cerul va avea înorări, însă nu va ploua, iar vântul își va face simțită prezența. Sâmbătă va predomina cerul variabil, iar temperatura maximă va fi atât de 22 de grade. Și la munte se mai încălzește puțin, mâine maximele vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înorări în Carpații Orientali, unde izolat va ploua slab. Vântul va avea intensificări ușoare la altitudini mari și în zona Carpaților de curbură. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Roxana, mulțumim pentru informații. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focus.tv.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară, tot aici la Prima, de la ora 23. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi!